Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog. Prieteni, am rămas oribilat de ce se întâmplă pe YouTube-ul acesta și mai ales de anumiți indivizi care sunt foarte, 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 foarte răi. Nici nu am cuvinte să descriu ce se întâmplă. Nu o să pronunț numele nimănui, că nu merită, unul la mână. Doi la mână, nu vreau să cobor la nivelul lor, dar e prea de tot, prieteni. Atâta răutate în oamenii ăștia și nu numai în oamenii ăștia, în toți. Cât creier să ai în cap ca să ți-l folosești pentru a face rău unui om? Prieteni, toată lumea poate să facă rău, oricine. Și eu, și dumneavoastră, și el, și ăla. Dar ca să faci un bine în ziua de astăzi, mai rar vezi. Mai rar. Nu știu. Am rămas tâmpit să văd tot felul de mascarade și tot felul de aiureli din astea care nu fac bine nimănui. Nici dumneavoastră, nici nouă și nu înțeleg. Deci chiar am rămas prost. Da. Nu mai vreau să mai mă enervez. Sunt acasă, în curte. Ia uitați. Am verzit totul și via a înflorit. Ia uitați, și via au dat coardele astea. Vedeți? Prieteni. Da, să puțin să intrăm în mașinuța asta. Să vorbim de închisă. Să stăm aici jos. Prieteni, nu... Deci... Efectiv... am zis să mai intru și eu puțin pe YouTube. Și am dat de un live. Un live în care... erau tot felul de sunete din astea din natură, care se presupunea că era în anumită persoană. Am rămas. Deci sunt foarte, foarte, nu știu, nu nervos, că e prea puțin spus, oribilat. De ce am putut să văd și de ce am putut auzi. Lucrul ăsta arată foarte multe despre ei. Dar acum eu nu judec pe nimeni. Eu înțeleg cât ce înseamnă să fii la un anumit nivel. Jos, mă refer. Să fii la un anumit nivel, eu știu ce înseamnă. Dar na, n-ai ce să le faci. Așa, ăștia sunt oamenii. Dacă stau bine și mă gândesc la câtă răutate este în lumea asta, n-ar trebui să ne mai mire absolut nimic. Deci, absolut nimic n-ar trebui să ne mai mire. Nu știu, scrieți și voi în comentarii ce părere aveți de tot ce se întâmplă. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu mai am ce să mai comentez. Nu e treaba mea ce se întâmplă cu ceilalți. Fiecare om are viața lui, fiecare om are familia lui, își vede de familia lui, de viața lui. Cel mai bine. Viața e destul de frumoasă, YouTube-ul e destul de mare pentru toată lumea, poate să facă oricine YouTube, nu înțeleg de ce trebuie să ne jignim. Nu înțeleg de ce trebuie să pentru ce, pentru niște amărâți de bani, cam cât să mă să iei pe un YouTube. Cât să iei, mă? 3 lei? 5 lei? 10 lei maxim. Mai mult de 10 lei n-ai cum să iei. Doamne ferește, prieteni. Băi, prieteni.
Dacă ar avea toată lumea cap, era bine. Da. În curte pe aici. Hai să vedem dacă s-a uscat iarba. Știți prea bine că am dat cu ierbicid. Priviți, a început deja să se usuce un picuț. Când se va usca complet, o să o smulgem, ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta, cu tot cu rădăcină. Ca să nu mai dea. Sau să luăm un șpaclu de la... Mamă, dar stați puțin să vedeți și aici, prieteni. Ia uitați și aici. Uite, uitați câtă rucola a crescut. Uite, asta e rucola. Da. Vedeți, am dat peste tot pe aici cu ierbicida, încă nu s-a uscat. O să o mai lăsăm câteva zile să vedem dacă s-a uscat. Hai să vă mai iau cu mine, să vă mai arăt în ce ier, să vedeți ce iarbă este acolo. O să rămâneți încremeniți dacă o să vedeți. Deci jungla nu... Jungla e jucărie față de ce e aici și mai ales șerpi, șerpi, șopârle și tot felul de abominațiile pământului. Hai să vedeți. Stați puțin, numai puțin să ajung. Priviți ce e aici. Aici avem niște... Nu știu cum se numește ăștia. Scrieți voi în comentarii cum se numește planta asta. Știu că se mănâncă, dar nu, noi nu o mâncăm. Nu știu cum a apărut aici. Dar priviți câtă iarbă e aici. Deci efectiv mi-ajunge până la genunchi. Și asta nu-i tot. Vedeți, aici este casa. Acolo e gardul. Și priviți câtă iarbă crește. Vedeți, pe aici mai trecem noi cu mașinile. Dar aici e foarte, foarte multă iarbă. Am mai dat eu foc atunci când a luat foc... Ce iru, ați văzut vlogul de anul trecut, că noi când o mai ziceți, o tundem, deci noi tundem toată iarba asta și după dăm cu ceva ierbicid și o să se usuce. După care o dăm foc, știți, dar într-un loc, dar atunci s-a întâmplat tot terenul, luase foc tot terenul anul trecut. Oricum este jale aici cu iarba și cu șerpii, mai ales în principiu de asta tăiem iarba ca să nu vin șerpii. Că dacă vin șerpi, ne mănâncă. Ia uite, și aici trebuie. Ce a făcut Șanca aici pe vlog? Ai căzut în canalizare? Doamne, Anca a căzut în canalizare, povestește-ne! Bă, ce faci? Plângi? Prieteni, incredibil. Ia arată-ne, Anca, ce ai pățit. Ce-am curat după Doamne casă, sticlele. Doamne ferește, oare de ce ai căzut? M-am ținut în mână, uite. Doamne ferește. Mundar, frate, mundar. Mundar. Deci, pe bune, s-a lovit de-a binele, Anca, deci a căzut undeva prin spate, prin canalizare. Oricum, revenim. Prieteni, deci vedeți, făceam și-o vlogul și chiar a căzut Anca. Asta este, prieteni, oricum o să-i treacă. Îmi pare rău, asta e. Prieteni, eu cam atât a fost de spus pe ziua de astăzi. Aveți grijă de voi. Rămâneți cu bine. Mulțumesc tuturor prietenilor mei. De o săptămână, ce mă, de mai bine de o săptămână mai facem curățenie? De 9 zile nu facem curat încă. Prieteni, rămâneți cu bine. La revedere. Dacă vă place ce postez, nu uitați să dați un like, un share, să vă abonați la canal și în caz că n-ați făcut-o, să activați clopoțelul acela de la abonare ca să primiți toate notificările de la vloguri. La revedere, prieteni. Pa! Rămâneți cu bine!